alte grupări, așa că nu înțeleg de ce suntem noi acuzați de tot felul de plecări sau de, în fine, de ruperea partidului. Când pleacă Stănișoară, șeful grupului parlamentar, incredibil să-ți plece șeful grupului parlamentar, Frunză Verde și alții. Și tot din de acolo aud că trebuie să fuzionăm cu PNL, bănuiesc că se ne înghite, că PNL-ul trebuie să nu o să zică, ok, intrăm noi în PDL, da? Și să vedem cine vrea bine acestui partid. Aș vrea să vă spun un lucru. Dacă există un risc pentru această rupere a unității partidului, în opinia mea este unul singur, să avem alegeri incorrecte. Eu nu am decât să accept alegeri incorrecte și sunt convinsă că cei mai mulți din membrii noștri de partid, toți, aș spune, nu vor vrea alegeri incorrecte, nu vor vrea să fie ales un președinte prin alegeri incorrecte. Se vor supăra, pentru că practic îi înșeli, îi minți, da? Ar fi ca plagiatul Ponta. Și am avut în anumite filiale astfel de semne. De exemplu, la Suceava, am început cu Moldova și Bucovina. La Suceava, din 180 de delegați, în sală erau 15. Apoi mi s-a spus că nici cei 15 nu e sigur că vor fi delegați. Și acum